Deși are 19 ani, Alexandru Topor din satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca, este un model pentru mai mulți semeni de-ai lui. El a pus mintea în mișcare și și-a deschis propria afacere. La noi în Moldova sunt foarte mulți tineri, chiar de o seamă cu mine, care au ales să plece peste hotare, să nu continue studiile mai departe, pleacă la muncă, la Moscova, Italia, mai știu. Eu asta nu mi-am dorit și nu vreau să cred că Moldova n-are un viitor. Eu am ales să fac propria mea afacere, plecând la centru Dacia, acolo fiind instruit și am câștigat, vreau să le recomand și celorlalți care au dorință de a face, vor să înceapă ceva. Alexandru a participat acum 2 ani la un curs de instruire despre cum să-și inițieze propria afacere la centru Dacia din orașul Soroca. A făcut un plan de afacere și a câștigat un grant în valoare de 1.500 de dolari oferit de Vinroc Moldova. La început am construit o seră cu ardei și încet cu încet am trecut la căpșuni împreună cu părinții mei. Îi ajut și am și eu un profit al meu. Ajutat de părinți, Alexandru și-a extins afacerea și acum crește cele mai gustoase căpșuni din raion. Răsadul de căpșuni este unul american, apărut în țara noastră acum 8 ani. El este plantat într-un mod mai deosebit decât răsadul obișnuit și oferă o roadă mai bogată. În jurul fiecărui curpăn de căpșuni pot fi văzute paie. Acestea sunt puse pentru a apăra leguma de murdărie și în calitate de îngrășăminte pentru pământ. Deoarece căpșunele sunt deliciu copiilor, familia Topor pune mare accent pe calitatea fructelor cultivate. Căpșunul este un produs așa care îl mănâncă mai mult copilașul, deci își punem accentul pe puritatea și pe ecologică. Asta e mult important, nu creștem în acoperiș, nu creștem cu pelicul, nu creștem cu nitrat. Atât pe Alexandru, cât și pe familia lui i-am găsit în câmp culegând căpșune. După ce sunt strânse, acestea sunt vândute pe piața din Soroca, Bălți și Chișinău. De pe un hectar plantat, roada poate crește și la 25 de tone. La un hectar de căpșune vreau să vă spun, dacă cineva l-a speriat prețul și s-a gândit că a făcut o sarcină de bani, oamenii ăștia nu-i chiar așa. Pentru că un hectar de căpșune necesită undeva circa 24.000 euro sau 300.000 de lei investiție. Un kilogram de căpșune poate ajunge și la 40 de lei în funcție de gust și calitatea fructului. Alexandru susține că nu este ușor de a începe și mai ales de a întreține o afacere, însă dacă pui eforturi maxime, rezultatele nu se lasă așteptate.